Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți la emisiunea Puterea Ideilor. Astăzi vom discuta despre o temă cu o încărcătură emoțională cu totul deosebită, întrucât privește violența în familie, privește destine distruse, vieți luate, violențe și abuzuri îngrozitoare la care sunt supuși numeroși cetățeni români. Vom discuta despre statistici, vom discuta despre legi, vom discuta despre proceduri, despre mentalități. Este foarte mult de făcut pentru a combate violența în familie în țara noastră. O să ajungem și la cifre exacte care arată aceste statistici extrem de îngrijorătoare. Trebuie spus că țara noastră, din nefericire, se situează și la acest capitol pe locul 1 în Europa. Avem cele mai multe cazuri de astfel de violențe. Încă este foarte mult de făcut în plan legislativ și mai ales în planul mentalităților. De aceea orice dezbatere, orice efort, orice campanie mediatică poate avea un rol salvator. Pentru că e vorba de femei abuzate, e vorba de copii abuzați, e vorba de persoane în vârstă abuzate în familie. E vorba de agresori care au această mentalitate că pot dispune cum doresc de partenerele lor sau de copiii lor. Este așadar, sau am avea nevoie așadar, de un efort la nivel de societate, de un efort conjugat pentru a atenua, pentru a limita pe cât posibil și într-un termen pe cât posibil scurt aceste cazuri de violență în familie. Sunt foarte bucuros să o am alături la această dezbatere pe Oana Băluță, care este conferențiar universitar la Universitatea București și o activistă pentru drepturile femeilor. Noi ne-am întâlnit de-a lungul anilor pe foarte multe baricade care privesc societatea civilă sau chestiuni care țin de stat de drept, de democrație. Oana este o luptătoare, este un om care are și impulsul acesta civic, este dublat și de o foarte bună cunoaștere teoretică, fiind conferențiar universitar. Oana, cum crezi tu că ar trebui să coopereze autoritățile statului cu societatea civilă, cu experții în domeniu, cu activiștii care se implică în astfel de situații? Bună ziua, vă spun tuturor și mulțumesc pentru invitație. În primul rând ar trebui să coopereze. Ar fi un pas important dacă ar învăța din ceea ce s-a întâmplat în mai bine de 17 ani în România, respectiv că este nevoie de cunoașterea și de contribuția fiecărei părți în funcție de propria agendă și în funcție de propriile resurse. Pentru că nu te poți aștepta ca organizațiile non-guvernamentale să substituie un guvern sau să substituie un parlament. Da? Chiar dacă principalul motor, o să spun din nou, principalul motor în transformările legislative, în elaborarea de politici sau în propunerea unor politici publice, au fost organizațiile non-guvernamentale. Și în opinia mea, ca să sintetizez, este nevoie de această cooperare pentru că e păcat de acest trecut, care a arătat că nu doar o parte poate să propună și cealaltă să refuze. Sigur. Îți mărturisesc că în Parlament nu am simțit o rezistență față de această temă. Dacă sunt multe alte cauze unde între voci ale societății civile și mediul politic există contondențe și lupte și neînțelegeri și opinii divergente, în această privință am simțit atunci când am propus două inițiative în Parlament, în legislatura anterioară, că există o deschidere. Una dintre ele a și fost adoptată și privește faptul că agresorii împotriva cărora se instituie acel ordin de restricție
În mod periodic sunt invitați la secțiile de poliție de care aparțin, pentru că este bine să fie sub o anumită monitorizare. De asemenea, au obligația să-și declare noul domiciliu, pentru că de regulă agresorii sunt cei extrași din domiciliul comun. O să duc un pic mai departe ceea ce ai spus tu, și anume această colaborare trebuie să se întâmple și între partide politice. Și foarte important, pentru că prevenirea și combaterea violenței chiar are nevoie de colaborare dincolo de agenda proprie a fiecărui partid. E o temă transideologică. Exact. Și spun chestiunea asta în condițiile în care în următoarea perioadă, adică în probabil luna iulie, o să fie trimis în Parlament un pachet de legi care urmează să modifice legea 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru a se armoniza cadrul legislativ actual cu prevederile Convenției de la Istanbul ratificată anul trecut de România. Și dacă tot purtăm această discuție și pot să transmit un mesaj, mi-ar plăcea foarte mult ca acest pachet să nu stea foarte mult în Parlament, pentru că situația din România chiar este tragică. Și nu este tragică pentru că o spun eu, ci pentru că o spun cifrele și pentru că recent a spus-o și CEDO. Să nu uităm că România a fost condamnată recent de CEDO pentru maniera dezastruoasă în care s-a raportat la un caz de violență asupra unei femei. A ignorat 8 situații în care această femeie a fost abuzată, ba mai mult, a acuzat-o pe femeia respectivă că ar fi o victimă provocatoare și că ea este de vină pentru că soțul ei are un comportament abuziv. Adică acesta este contextul despre care noi discutăm. Și trebuie spus că aceste cazuri care ajung totuși în instanță sunt doar o mică parte din numărul total de cazuri, pentru că există o mentalitate cumva destul de profund încetățenită, cum că violența în familie este o problemă a cuplului respectiv sau a familiei respective sau a familiei extinse. Am citit, am auzit, vorbindu-se despre situații în care inclusiv polițiștii chemați să aplaneze astfel de situații tensionate, de violență în familie, spuneau, nu avem ce să facem, este împăcați-vă. Sau, în plus, ceea ce realmente m-a uimit și am propus o inițiativă în acest sens, în codul penal este prevăzut la articolul 199 că împăcarea părților în astfel de cazuri de violență în familie înlătură răspunderea penală, ceea ce este absurd pentru că pune o uriașă presiune pe victimă. Corect. Victima, agresorul având această portiță că poate să abuzeze victima și ulterior să o forțeze să declare că s-ar fi împăcat, poate scăpa fără niciun fel de pedeapsă penală, fără niciun fel de răspundere penală, însă o lege ar trebui tocmai să vină în sprijinul victimei, chiar prin măsuri proactive, nu să o lase la îndemâna unor intimidări și amenințări din partea agresorului. Exact. Convenția de la Istanbul stipulează foarte clar că medierea nu trebuie încurajată și că nu este acel instrument către care să se îndrepte autoritățile. Dacă în cazul de mai devreme pe care tu îl menționai, putem să discutăm într-adevăr despre un soi de mentalitate pe care îl au și victimele și agresorii, dar dacă noi ne așezăm în perimetrul instituțiilor statului, aici vorbim mai degrabă de deresponsabilizare. Da, și de măsura în care, de pildă, polițiștii își îndeplinesc atribuțiile în raport cu violența în familie și în raport cu victimele violenței. De aceea este nevoie ca și pentru polițiști și pentru procurorii care anchetează astfel de cazuri și pentru judecătorii care sunt chemați să judece, și ai menționat o decizie CEDO unde decizia unor instanțe românești a fost una inacceptabilă. Toți acești reprezentanți ai instituțiilor publice trebuie ajutați să înțeleagă în profunzime problema. Anul trecut, când participam la dezbaterea din Parlament asupra unei dintre legi, propusesem și instituirea unui manual.
util pentru polițiști, procurori, judecători și pentru alți reprezentanți ai autorităților publice implicați. În cele din urmă, manualul a fost scos din articolul respectiv din lege pe care îl propusesem, a fost scos la comisie, dar mi s-a spus că un astfel de manual urmează să fie în curând instituit cumva, implementat în sistem și că autoritățile chemate să rezolve astfel de situații vor avea la dispoziție astfel de manual. Dar sunt mai multe etape, de fapt. Sau un plan de discuție este cel al mentalităților. Ideea aceasta a agresorului că poate să dispună de partenera sa sau de copiii săi sau de părinții săi, pentru că sunt în statistici și cazuri de persoane în vârstă care cad victime violenței în familie. Și imediat și închei. Un plan este al mentalităților, un plan este al intervenției post-factum, deci după ce se întâmplă, dacă în cazul mentalităților discutăm de prevenire, de campanie de informare, de conștientizare, de prevenirea unor astfel de situații, apoi un alt plan este cel al intervenției de după, al asistenței acordate persoanelor care suferă astfel de abuzuri. Știm că nici adăposturile nu sunt suficiente. Bun, hai să le luăm pe rând pe cele două paliere. De exemplu, dacă ne uităm la prevenire, prevenirea este făcută într-o manieră incorrectă. Prevenirea sau informarea, de exemplu, nu trebuie să fie făcută exclusiv prin intermediul mass media. Uh-huh. Întrebarea este ce facem cu un soi de prevenire pe termen lung care Sigur. Să modeleze altfel de percepții și o altfel de viziune asupra violenței, iar în momentul acesta cred că este limpede pentru multe persoane care ne urmăresc, că eu vorbesc de fapt despre rolul Ministerului Educației. În România, legea 217 a fost adoptată în 2003. Da. Noi suntem acum în anul 2017. Ce s-a întâmplat în acești 14 ani? Ce a făcut Ministerul Educației pentru a modela aceste percepții? Fiindcă în România avem cel mai înalt grad de toleranță în raport cu un soi de violență extrem de grav, respectiv violul. Anul trecut, în luna iunie, au fost publicate rezultatele unui eurobarometru, iar potrivit acestui eurobarometru, în România, sunt mulți cetățeni care consideră că este permis să întreții un act sexual fără consimțământul persoanei în anumite situații. De exemplu, în cazul în care femeia respectivă poartă haine să spun provocatoare cu ghilimele de rigoare, sau în cazul în care persoana respectivă a consimțit să meargă în locuința partenerului sau de partenerul ei. Vorbim despre un procent uluitor de 30% de persoane, în condițiile în care, de exemplu, dacă ne uităm în alte state, în Suedia, vorbim de un procent de 2%. E o cifră uluitoare, iar cifra aceasta pe termen lung nu se poate modela decât prin intervenții substanțiale în educația formală. Iar aici vorbim despre responsabilitatea Ministerului Educației. Tu degeaba concepi un pachet de legi care să amelioreze ordinul de protecție dacă tu pe termen lung nu ai această viziune a modelării percepțiilor și atitudinilor Sigur. Care modelare se întâmplă în școala publică, nu în familie. Da? Pentru că familiile nu sunt un spațiu de dreptate pentru oameni. Perfect adevărat ce spui și într-adevăr cheia pe termen mediu și lung este educația. Văzusem însă discuții și analize asupra manualelor în care femeile, din nefericire, aveau mai degrabă un rol static, un da. Rol care mai degrabă întărește anumite stereotipuri privind femeile, în timp ce bărbații
sau băieții, fiind vorba de uneori de clase mici, manuale pentru primele clase, aveau roluri dinamice, mama doar stătea eventual în bucătărie sau cosea sau bunica stătea cu pisica, nu știu, în timp ce băieții întotdeauna erau dinamici, activi. Păi nu știm că femeile sunt pasive și bărbații sunt activi, nu asta ne spun nouă stereotipurile, iar manualele școlare sunt impregnate cu stereotipuri. Dincolo de aceste stereotipuri, lipsesc informații de substanțe din manuale, de exemplu, informații legate de egalitatea de gen, de violență, de cum să abordezi o situație conflictuală într-o manieră pașnică, de pildă. Și sunt recomandări foarte utile și bune făcute de organizații non-guvernamentale. Lucrurile pe care eu le spun, să știți că nu presupun că noi inventăm acum sau reinventăm mai degrabă apa caldă. Sunt modele de bună practică din alte spații. Da? Manualul acela despre care spuneai tu, există un astfel de document pe website-ul unei rețele de organizații non-guvernamentale, o rețea foarte activă în zona de prevenire și de combatere a violenței. Astfel de documente există, important e, există voință politică, există voință administrativă. Da, pe acela l-am văzut și eu pe internet și de acum vreo 2 ani, cred, sau un an jumate, 2. Problema e în ce măsură este însușit de către autorități și devine un material de lucru pentru efortul de formare profesională a celor implicați. Dacă mergem la cel de-al doilea palier pe care tu l-ai menționat în sfera intervenției, gândește-te că în zona de intervenție, în 2012 a fost adoptat pentru prima dată în România Ordinul de Protecție. Eram singura țară posibil din Uniunea Europeană care nu avea un astfel de instrument juridic introdus în legislație. Ei, dar timp de ani de zile, nici până în prezent nu s-a schimbat situația. La nivelul poliției române nu există norme metodologice unitare de urmărire a aplicării ordinului de protecție. Când o contactezi pe victimă, cum, de câte ori, cum îl monitorizezi pe agresor și așa mai departe. Astfel de informații sunt în prezent detaliate în acel pachet legislativ despre care îți spuneam că se află în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii. Pachet care armonizează legislația internă cu prevederile Convenției de la Istanbul. Trebuie spus că această Convenție de la Istanbul este un document semnat de 180 de state, oricum un număr uriaș, ratificat și de țara noastră anul trecut. Este un document internațional care prevede măsurile necesare pentru combaterea violenței asupra femeilor. Este un document de referință care devine un reper pentru legislațiile țărilor semnatare. Da, este cel mai complex document care a fost elaborat și este până în prezent este un document dedicat eminamente violenței de gen. Da? Nu doar violenței în familie, ci sferei mai cuprinzătoare a violenței de gen. Și pentru că spuneai și de cifre și amintisem de statistici, am în față niște date de anul trecut. Violența în familie în perioada ianuarie-iunie 2016 au fost înregistrate 8.926 de victime ale infracțiunii de lovire sau alte violențe. 45% dintre aceste cazuri se întâlnesc în mediul urban, 55% în mediul rural. În 66% din cazuri, victima este partenera agresorului. În 11,4% părintele, vorbeam și de persoane în vârstă care în oricad victime acestei forme de abuz. Copiii în proporție de 9,3%. Alte persoane 13%. Și datele acestea mai spun ceva, mai spun că agresorii în proporție de 92% sunt bărbați.
Da, da, 92% despre... sunt bărbați, exact. Iar în cazul de, în cazurile de viol, 100% dintre agresori sunt bărbați, însă, repet, aceste date se referă la cazurile înregistrate. Exact, și sunt primele 6 luni ale anului. Și doar pe 6 luni. Da. 6 luni 2016. Însă, de multe ori, victimele nu depun plângere, au o reținere în a vorbi despre trauma pe care au suferit-o sau sunt supuse unor intimidări foarte greu de suportat. Acum deschidem un alt drum de discuție, respectiv pregătirea polițiștilor care interacționează cu victime. Sunt state în care există echipe de polițiști special formate pentru a ști cum anume să adreseze un caz de violență în familie și cum anume să discute cu victima. Întoarcem iarăși la educație, dar de data aceasta la educația din învățământul superior, la informațiile care le sunt furnizate celor care termină Academia de Poliție, de pildă. Noi am discutat până acum despre victime și despre victime care sunt în viață. Dar și vreau să spun chestiunea asta, să mă ierți, te rog, pentru că a crescut numărul deceselor. Da. Da? Continuăm dezbaterea și cu doamna Adriana Săftoiu, deputat PNL, pe care o avem la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și înainte să-mi pui întrebarea, cu de ocazie să-ți urez la mulți ani și mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! În aceste săptămâni, luni, a fost organizată la Parlament de către dumneavoastră o dezbatere privind combaterea violenței în familie. Ce credeți că ar trebui să facă actuala legislatură pentru a avea o legislație în măsură să combată eficient această problemă și cum vedeți colaborarea dintre mediul politic și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniu? În momentul de față, România se află în situația de a face un pachet legislativ, așa încât să ținem cont de ceea ce prevede Convenția de la Istanbul, pe care România a ratificat-o. E un pachet legislativ pentru combaterea violenței domestice, dar care înțeleg că s-a blocat pe traseu. Sper să nu mă înșel, dar înțeleg că Ministerul de Interne acolo ar fi problema. De făcut avem ce face, deci acest pachet legislativ care ar putea să facă lucrurile să meargă în acest domeniu mult mai fluent, mult mai ușor. A fost prezent la acea dezbatere și secretarul de stat de la agenție ne spunea atunci că modelul pe care îl au este modelul spaniol, un model foarte bun și relevant și elocvent pentru combaterea violenței domestice. Apoi chiar propunerea pe care ai făcut-o tu atunci când erai parlamentar, referitor la articolul 199 din Codul Penal, cel care prevede ca împăcarea dintre victimă și agresor să nu înlăture și răspunderea penală. Eu personal, și nu sunt singura, susțin această modificare, mai sunt și alți colegi, dar la fel de bine sunt alții care se împotrivesc. Oare de ce? Vreo acțiune? Principalul argument pe care l-au adus e că atunci ce rost mai are să prevezi împăcarea dacă această împăcare, vezi, Doamne, nu alungă și răspunderea penală. Dar acum îmi permit să fac această comparație. Dacă, nu știu, lovești pe cineva pe trecerea de pietoni și hai să spunem că există împăcarea între cele două părți, asta nu exclude ca persoana care a făcut infracțiunea să nu primească amendă, să nu suporte consecințele gestului. Deci da, și eu cred că această împăcare nu trebuie să anuleze răspunderea penală. Dar e mult de făcut în acest domeniu, pentru că, mai ales în mediul rural, femeile acceptă destul de ușor această violență domestică, din păcate. Și
poate nu doar femeile, ca să nu reducem violența domestică la femei, pentru că pot fi abuzați chiar uneori și bărbați și copii. Sigur, și am discutat despre asta, da. O campanie în acest sens, deci dincolo de ceea ce ar trebui să facem din punct de vedere legislativ, o campanie în acest sens cred că ar trebui demarată. Și femeile, persoanele care suportă violența domestică, n-ar trebui să fie blamate, n-ar trebui să le fie rușine să spună acest lucru și să se împotrivească acestei violențe. Și în privința cooperării, colaborării, pentru că la conferință au fost invitate și reprezentante și de la mai multe organizații neguvernamentale, în ce măsură considerați că Parlamentul va avea un dialog strâns cu ONG-urile pentru a grăbi adoptarea acestor măsuri legislative? Cred că un prim pas l-am făcut deja cu această dezbatere, unde trebuie să spunem că speakerii principali ai dezbaterii nu au fost politicienii, ci au fost exact reprezentanții ONG-urilor care se ocupă de această problemă. Iar rolul dezbaterii a fost exact acesta, să găsim împreună soluții, să vedem ce putem face și noi, cum putem să-i ajutăm, pentru că dacă ți-amintești bine, unele ONG-uri au vorbit despre faptul că au fost deschise adăposturi finanțate cu fondurile Uniunii Europene sau norvegiene și care s-au închis după o perioadă de câțiva ani, și asta pentru că statul nu a continuat finanțarea. Deci o muncă risipită, ca să spunem așa. Eu sper ca totuși să începem de acum să sprijinim ONG-urile și să nu se mai ajungă în această situație, pare a fi o muncă decisivă. Să face adăposturi după care să ele să fie închise pentru că nu sunt finanțate de stat, spune foarte mult în defavoarea statului. Și să ne gândim puțin că din aproape 500.000 de victime anual, doar 15.000 fac plângere. Și aș spune că și aceste victime probabil că sunt mult mai sprijinite în demersul lor de ONG-uri decât de stat. Asta înseamnă că la discuțiile din Parlament asupra bugetelor ar trebui o atenție și în privința acestui subiect. Exact. Nu cred că cineva și-a pus vreodată problema la discutarea bugetului să se uite la acest capitol, câți bani sunt alocați. Iertați-mă, s-au uitat, au văzut că sunt insuficiente fonduri alocate, dar aceste persoane nu au reușit să coaguleze o majoritate în așa fel încât amendamentele lor să fie preluate. Oana Băluță, sunt în cazul în care nu ați avut vreme să vă uitați la emisiune, mi-am permis să intervin pentru că aș vrea să vă adresez o întrebare din... pentru că dumneavoastră sunteți parlamentar în prezent. Ați discutat cu colegii din celelalte partide în legătură cu deschiderea pe care o au față de acest pachet care urmează să fie introdus în Parlament pentru dezbateri, pentru că în prezent se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, ceea ce înseamnă că este o chestiune de timp scurt până o să ajungă și în Parlament. Eu sunt membru în Comisia pentru Drepturile Omului și această dezbatere pe care am făcut-o, n-am făcut-o doar în calitate de deputat PNL, ci și ca membru în această comisie, și au fost alături și reprezentanții ai Partidului de Guvernământ. Drept urmare, trebuie să vă spun că există o deschidere, doar că trebuie să vedem și dacă finalizăm, pentru că așa... Deja am luat mai multe subiecte care țin de drepturile omului. Am început să discutăm cu ONG-uri, nu numai pentru lupta împotriva violenței domestice, dar și în cazul persoanelor cu dizabilități. Deci am luat mult mai multe subiecte de tipul acesta în discuție. În comisii, cel puțin, trebuie să spun că ne înțelegem mult mai... bine, sau cel puțin cădem de acord asupra unor puncte de vedere, lucrul care funcționează atât de nefericit și Remus Cernea cred că mă poate confirma, e atunci când ajungi în plen.
Pentru că uneori se judecă la modul cine propune această lege, puterea atunci să votăm împotrivă. Cine e opoziția, votează puterea împotrivă. Sunt câteva subiecte foarte importante, cum e și acest pachet legislativ, cum e și problema legii dizabilităților, care și aceasta ar trebui amendată conform Convenției ONU pe care noi am ratificat-o. Și sunt aceste subiecte pe care ar trebui, într-adevăr, să le punem pe masă, să cădem de acord și să trecem puțin peste această politică de a vota în plenul Parlamentului. Să votezi împotrivă doar pentru că nu face parte sau legea respectivă nu e propusă de partidul în care faci parte. Eu pornesc de la premisa că există deschidere din partea dumneavoastră, ceea ce eu știu din experiența multor ani și de mobilizare în acest domeniu, dar și de analiză atentă, este că dacă nu faci din violența în familie sau din violența de gen o prioritate, o să mai treacă încă o legislatură, iar acest pachet o să rămână blocat în sertarele unei comisii. Așa s-a întâmplat cu Ordinul de Protecție, deși eram singura țară din Uniunea Europeană care nu avea acest instrument și ca să așez discuția aceasta într-un context mai larg, gândiți-vă că numărul deceselor a crescut și că violența în familie nu este vorba, nu are legătură cu cine capitalizează politic, ci câte vieți mai salvăm. Nu, aveți dreptate. Tocmai de aceea spun că sper că în acest caz și nu numai, că n-ar fi singurul, să avem aceeași voce unitară și să ne intereseze să rezolvăm mult mai repede decât s-a întâmplat până acum acest pachet legislativ atât de important. Și exact cum spuneți, nu e vorba doar de numărul femeilor, persoanelor agresate, dar de faptul că se moare din, din această cauză. Se moare și de multe ori traumele sunt pe viață, de natură psihică sau și modele și comportamentale fizică, pe care apoi le reproduci în lipsa altora. Exact, exact. Oricum, de aceea un efort precum al dumneavoastră și al colegilor care au participat la acea conferință și a colegilor care susțin astfel de demersuri legislative este de salutat. Și mă bucur foarte mult că mediul civic a fost prezent acolo, organizațiile au fost prezente și au prezentat punctele de vedere. Eu vă spun că a fost chiar o conferință întinsă pe aproximativ 3 ore, excepțională, care m-a și emoționat foarte mult prin anumite lucruri spuse. Așadar, astfel de eforturi contează și contribuie, grăbesc, sper eu, foarte mult luarea unor decizii în sensul a ceea ce ne dorim. Da, eu sper că acest pachet legislativ să intre în discuția Parlamentului în sesiunea care va începe în septembrie. E limpede că nu se va întâmpla acum până la sfârșitul acestei sesiuni, dar să sperăm că în septembrie, cu atât mai mult cu cât e pus cu atât mai mult cu cât pachetul e pus deja în dezbatere publică, sunt 2 luni, deci în septembrie, în mod normal, ar trebui să intre în Parlament. Bun. Și vreau să cred că atunci când acest pachet legislativ va intra în dezbaterea comisiilor, reprezentanții societății civile care se ocupă de această problematică să fie prezenți în comisii. Mulțumim foarte mult! Mult succes în ceea ce faceți în Parlament asupra acestor teme și tema persoanelor cu dizabilități va fi un subiect de emisiune aici, o să vă invit. Și sper foarte mult ca acest pachet legislativ să treacă repede. De asemenea, mentalități, efortul de schimbare a mentalităților, care probabil e ceva mai îndelungat, trebuie grăbit la rândul lui. Prin schimbări ale programei, ale manualelor, dar și prin dezbateri publice și campanii de conștientizare. În curând vom avea o pauză de publicitate, însă până la publicitate nu pot să nu remarc faptul că iată că lucrurile par să se miște într-o direcție pozitivă și în anul trecut am simțit că nu există un blocaj
substanțial față de astfel de modificări legislative, însă iată că încă sunt parlamentari, cum spunea doamna Săptoiu, care consideră că, păi dacă se împacă, dacă se împacă, de ce să mai fie răspundere penală? Da, sau consideră că iată este o neînțelegere, o neînțelegere a ceea ce înseamnă abuzul, a ceea ce înseamnă violența și a responsabilității pe care au parlamentarii să vină cu legislații care să protejeze victima în cât mai multe situații, să fie o legislație acoperitoare. Exact. Eu funcționez acum pe principiul celui care la un moment dat s-a plimbat cu ciorbă și acum suflă în iaurt. În România s-a modificat legislația în 2003, da? Cum spuneam, legea 217 a fost adoptată în 2003. Abia în 2012 a fost introdus ordinul de protecție în lege și nu într-o formă extraordinar de funcțională. Așa că în 2015 s-a modificat din nou. Temerea mea în momentul acesta, și o spun public, este aceea că și acest pachet va trena sau discuțiile vor trena pentru că vor fi alte priorități politice și legislative și pentru că va fi foarte greu pentru partide să înțeleagă faptul că violența în familie nu este o temă de capitalizare politică, ci este o temă de dreptate, este o temă care ține de drepturile omului și de măsura în care statul român respectă o informație introdusă în Constituție, obligația de a proteja dreptul la viață. Sigur. De aceea trebuie menținută presiunea asupra politicienilor să grăbească aceste decizii, care nu ar presupune foarte mult timp, pentru că lucrurile sunt bine puse în Convenția de la Istanbul, sper să fie transpuse bine și în legislația românească, nu văd prea multe teme de controversă. Luăm acum publicitate și continuăm discuția ulterior.